între 60.000 și 130.000 de euro pe an. Este suma uluitoare pe care o poate câștiga din prostituție o tânără româncă luată dintr-un sat sărac de la noi și trimisă să-și vândă corpul în Italia, Marea Britanie sau Germania. Ce nu știu fetele care pleacă în lumea ademenite de diversi exploatatori este că banii ajung toți la ei, nu la ele. Și nici că oferta include șantaj, bătaie și constrângeri emoționale. Campania Oameni de Vânzare va arata astăzi cât de ușor sunt păcălite tinerele și cum acționează o filieră din care fac parte și membrii ai mafiei albaneze. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. 250 de euro într-un buzunar de la pantaloni, încă 250 în altul, un teanc de bani în geacă, alte teancuri puse bine în cămașă. Un tânăr e filmat în timp ce numără aceste sume și le dosește prin haine. E român și e membru într-o rețea profitabilă de trafic de carne vie, iar filmarea e făcută la începutul anului într-un mall din orașul Bergamo. Săptămânal, acest individ, alături de alții din filieră, face legătura între tinere care se prostituează pe străzi și care, practic, aduc bani grupării și palierul superior, reprezentat de o intermediară româncă, la rândul ei fostă prostituată. Aceasta are rolul de a colecta banii de la tinerii care controlează fetele, așa că primește de la ei săptămânal toți banii făcuți pe străzi din prostituție. Conform polițiștilor români și italieni care au destructurat împreună rețeaua, chiar în vara acestui an, intermediara împărțea mai departe banii între cei doi capei filierei, un român și un albanez. Ei recrutează într-adevăr fetele de aici, de România, însă le duc în vest pentru că acolo își maximizează foarte mult profiturile și acolo se obțin cei mai mulți bani murdari. Ulterior, desigur, au loc și câteva transferuri de sume de bani în România și investiții în piața imobiliară din zona noastră. Sta venendo verso di me, praticamente. Sì. Cetățeanul albanez este un interlop cunoscut de oamenii legii în zona Bergamo și era plătit pentru că el controla anumite străzi de la periferia orașului. Celălalt lider, românul din Pașcani, era cunoscut pentru că dă bani cu camătă în România și fiind mână în mână cu albanezul, dezvoltase în timp filiera românească transfrontalieră. Deși în Italia poza într-un om onest care n-are nimic de a face cu sfera penală. De altfel, în rarele dăți când mergea la întâlnirile intermediarei românce cu transportatorii care livrau banii, se ferea să fie văzut de aceștia. Le piazzole sono sotto il controllo delle comunità albanesi e di fatto l'organizzazione rumena era costretta a pagare una somma mensile agli albanesi. Ossia venivano costrette a pagare dai 70 ai 120 euro al giorno che era la quota corrispondente al canone di locazione della piazzola. Iată un autocar plecat din România și filat de ofițer sub acoperire, care ajunge în autogara din Bergamo. Din el coboară o tânără ce abia împlinise 18 ani, convinsă să renunțe la ultimul an de școală pentru a lucra în Italia. Fata așteaptă preț de o oră în stație până când își face apariția cu o mașină luxoasă, cea care îi promisese un trai pe vătrai în peninsulă, adică tocmai intermediara rețelei pe care abia o cunoscuse în România. Ea mi-a plătit biletul cu câteva zile înainte de a merge cu autocarul. Am mers cu ea după ce am ieșit de la școală, ce-am terminat orele. Mi-a zis că ea e secretară la un cabinet de avocatură, că are propria ei casă cumpărată, voi sta cu ea, nu voi plăti chirie absolut nimic și eu voi lucra la un bar. În schimb, imaginile furnizate de cei care le supravegheau arată că tânăra a fost dusă direct într-unul din cuiburile celorlalte prostituate, un apartament unde fetele stăteau cu protectorii lor. Toți ar fi început să o preseze să uite de locul de muncă promis în țară și să treacă direct pe străzi. O zic ceva dulce și am zis că videochat, o zic că prietenul ei, o zic că ceva și mai dulce. Ea o zic că merg cu bărbați pe bani. Vineri seara m-a dus pe strada aia, la periferie. Nu intră în poziție să asumi loc de bani pe care le obțin. Traficanții reușesc să le amâne, să le invoce cheltuieli fictive și astfel ele ajung să fie exploatate chiar, cum am spus, ani de zile, iar la final sumele de bani să nu fie la ele și nici relațiile în care au investit. Așa fac fetele când merg, dau toți banii în fiecare seară când mergeau, 150 de euro, 300, 700, toți mergeau la... Câștigul de pe urma fiecarei fete era consistent. De la 60.000 de euro pe an în sus. Chiar și în cazul alea, de jumătate. Asta e jumătatea mea
și din jumătatea ta plătim aia, și tu rămâi cu timirci. Ca să vă dau un exemplu mai clar, să spunem că au făcut în jur de 80.000 de euro într-un an. Iau o dispoziție de 2.000-2.500 de euro. Ăștia sunt toți bani. Restul banilor? Asta e cazul de jumătate. Polițiștii au descoperit că 10 tinere cu vârstele cuprinse între 20 și 23 de ani erau agățate în mare parte prin metoda Loverboy. Și-au zis că fac cunoștință cu băiatul ăla care m-ai văzut că am zis, m-am zis, stau de work. Te-au văzut și ești foarte frumoasă. Da, unii m-au văzut, că nu m-au văzut niciodată. Deci era prima dată când m-am dus cu ea acolo și posibil să-i fie arătat ea pozii cu mine. Constrângerea lor este un proces care durează și care este adaptat de către traficanți pentru fiecare victimă în parte. Pentru unele pot răspunde la un șantaj, la o amenințare, unele pot răspunde la constrângeri fizice. Capul român al filierei din Bergamo are sechestru în Italia pe o casă frumoasă, într-o zonă bună a orașului, unde trăia împreună cu fiul și soția lui. I-a mai fost pus sechestru și pe un alt apartament dintr-un cartier nou al orașului, unde fetele primeau clienți când nu erau pe străzi. Questi due? No, sul retro. Sì. Questo è il condominio, cioè era un'abitazione che inizialmente era di un soggetto rumeno. Aici se află o altă locuință a liderului grupării, unde erau cazate câteva dintre fete. Nu aveau nicio altă conexiune cu orașul, pur și simplu erau o marfă care producea bani. În fiecare seară erau aduse de aici către zonele unde se prostituau, ulterior erau returnate în apartamente. Și în timp ce carabinierii din Bergamo s-au lăudat pe plan local cu reușita colaborării cu poliția română, pe străzile controlate de suspectul albanez sunt și în prezent multe alte prostituate. Afacerea merge strună, tot cu tinere românce care, filmate pe ascuns, povestesc că la rândul lor plătesc tribut săptămânal altor albanezi. Toată zona asta e la albanezi aici? Da, sunt aici strada. Noi venim aici muncim, dar nu este strada noastră, este strada la un albanez. Aici nu contează un tipul, contează să-i dea lui bani. Are doar 21 de ani, provine din Craiova și afirmă că este în Italia de doar câteva luni. Fata a fost adusă în zonă după lăsarea întunericului de către protectorul ei, un albanez care i-a oferit loc cu vad bun într-un sens giratoriu cu acces către un drum lăturalnic unde clienții pot trage pe dreapta. Cât timp ea este pe străzi, individul așteaptă în apropiere. Stă de peste o jumătate de oră și doar așa în mașină, nici nu s-a dat jos din mașină. E atent la celelalte mașini care vin prin zonă și doar așteaptă. Din partea altă este toată strada noastră și mai acolo se face altă stradă la albanez. Adică la alt albanez? Da, acolo sunt mai multe pecuri care stă fete noi și nu știu, acolo sunt de la alți albanezi, nu e albanezul ăsta. I network criminali hanno una certa facilità a ricomporsi, in qualche modo anche a rigenerarsi dopo che magari sono stati arrestati. În plus, nici autoritățile italiene nu pot proteja familiile victimelor din România, la rândul lor amenințate. Unele dintre tineri au lăsat acasă părinți bolnavi, dar și copii sau frați mai mici, iar exploatatorii lor știu cum să le inoculeze teama, astfel încât să nu-și mai mențină plângerile inițiale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.